Un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmii Județean Dâmbovița, care acționa pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale pe raza localității Mânești, a surprins pe drumul județean 702B la aproximativ 10 metri de cabana pădurarului două persoane care furau conductă metalică aparținând unei societăți comerciale. Jandarmii au stabilit că doi dâmbovițeni, unul în vârstă de 31 de ani și al doilea în vârstă de 18 ani, au furat dintr-un șanț trei bucăți de conductă metalică în lungime de aproximativ 12 metri. Material feros pe care intenționau să-l transporte la un centru de colectare materialelor refolosibile în vederea valorificării. Suspecții, sau mai bine zis, unul dintre ei are o altă variantă. De fapt, ei au venit seara în pădure să culeagă bureți, să își prepare o cină gustoasă, iar conducta le-a ieșit în cale. Ce să facă? Să o lasă așa abandonată în pădure? Povestea bureților și a conductei l-a uimit și pe cel de-al doilea suspect, care nu a putut să se abțină să nu zâmbească. Ce, nu uita nimic, am venit la lutei și am găsit și noi două bucăți de țeavă. Și ce vrea să faceți cu ele? Să le luăm. Pentru? Să le vindem și noi să luăm pâine la copii. Da, dar știți că nu sunt ale dumneavoastră. Știi, domnule, dacă le-am găsit. Le-am găsit pur și simplu, le-am găsit pe marginea drumului. Ce era să le lăsăm? L-am găsit, le-am găsit, am zis că le luăm și noi și le lăsăm acolo. Nu am zăpat după ele, nu le-am furat, nu le-am luat, nu e bune, e de alea cu rodate, e găurite, vai mama lor. Da, dar vă riscați libertatea pentru două țevi. Așa, așa. Păi ce să facem? Dacă n-avem ce să facem, nu să ne ducem. Să dăm în cap la oameni, să-i facem prăduiel, să stăm la drumul, la drumul mare, ce să facem? Și în pădure ce căutați la ora asta? După mă opri, ca să strângem și noi câțiva bureți, că n-avem ce să mâncăm acasă. Facem și noi o prăjeală. Jandarmii l-au întocmit autorilor actele procedurale premergătoare în vederea începerii urmăririi penale, aceștia fiind susceptibili de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Actele fiind înaintate parchetului de pe lângă judecătoria Târgoviște pentru finalizarea cercetărilor.